Salutare, fetelor, salutare, Adrian. Bine ai revenit, Adrian, în platoul Telemagazin. Dacă îmi permiteți așa să trec mai lângă Adrian aici, nu de altă, dar Adrian Lefter nu este pentru prima dată în platoul Telemagazin și am discutat la un moment dat că omul are o pasiune aparte pentru modeling și acum vine și cu roade, succese, salut! Salutare! Vreau să le prezentăm pe fiecare din fetițele astea în parte. Salutare, fetițelor, ce frumoase sunteți, cum vă numiți voi? Ia! Daria, tu? Kira. Așa, tu cum te numești? Nica. Cum te chemi? Nica? Nica. Mă, ce nume frumos ai. Salut. Denisa. Așa. Alexandrina. Ia. Denisa. De ce am ținut atât de mult ca numele fetelor să se audă? Pentru că sunt convins de faptul că la un moment dat vom auzi de ele și le vom vedea și pe podiumuri internaționale. Te rog să ne povestești despre acest concurs, pentru că vedem și medalii, și cupe, și multe alte succese. Adică, ce a fost acel concurs? Cum ați ajuns acolo? Da, este vorba de același concurs care l-au făcut și cei de la Miss și Mr. Planet, adică unde am fost eu. Ulterior ne-au invitat să participăm la World Rising Stars. Este un concurs pentru copii și adolescenți. Astfel, ai noștri, din 40 de copii, ai noștri au reușit să ia 6 cupe. Frumos! Da. Cine și ce a obținut? Pentru că vedem aici mai multe titluri. Da, Daria a concurat în categoria de Prince of the World și a luat acest titlu. De asemenea, Kira a luat winner în categoria de modeling. Nica a luat Miss Europe, dacă nu greșesc. La fel și Denisa, doar că în categorii diferite de vârstă. Și Alexandrina a luat Grand Prix-ul pe titlul de model. De cât timp se ocupă fetițele astea de modeling? De cât timp le-ai luat pe mâna ta așa ca să le aduce exact acolo unde sunt acum? Majoritatea sunt, să-i spun, noi în domeniu, doar că deja au reușit să aibă foarte multă experiență, adică toți au fost și la Dubai Fashion Week, adică au prezentat deja, au ceva experiență în spate, chiar dacă am început să lucrăm cu ei din luna septembrie. Doar Alexandrina ne cunoaștem deja de 2 ani și timp de 2 ani totuși am reușit să ajungem în multe proiecte. Adică practic am jumătate de an pentru un succes atât de mare. Da, e adevărat. Ce probe a presupus concursul? La ce probe au fost? Din prima zi am avut ziua interviului, așa, în care ei au trebuit fiecare să se prezinte cât mai corect posibil, să-și arate și portofoliul. Aici au avut un avantaj că au avut multe proiecte. După au fost fashion show-urile în care au avut defilări propriu-zise unde s-a punctat momentul cum defilează. A venit vorba despre proba costumului național, proba costumului de seară, astfel s-au punctat toate și în finală deja s-au ales câștigători. Da, s-au prezentat cum? În limba română sau engleză? Nu. Ce? În rusă sau engleză. Rusă sau engleză. Frumos! Și atunci mă întreb, fetițele astea mici cunosc engleza deja? La vârsta lor? Pentru un interviu, da. Păi ce frumos, mă, succese mari. Vreau să trec acum la fete și vedem imagini de la acel concurs în aceste momente. Sunt imagini de acolo, felicitări că nu în zadar spuneam că și data trecută cei care, apropo, au scăpat interviul, îl puteți găsi pe YouTube Telemagazin Moldova, interviul cu Adrian. Spuneam că Adrian, vom mai auzi de numele lui, de Adrian Lefter și cu siguranță îl vom vedea și cu alte succese. Acum vreau să trec la fetele mai măricele, așa, să le întreb un pic despre concurs. Cum a fost acolo? Care au fost etapele? Ia spuneți voi, fetelor. O să vă las vouă microfonul. Ce ați simțit? Cum a fost la concurs acolo? Mie mi-a plăcut foarte mult la concurs. A fost competență foarte mare, dar oamenii au fost amabili, a fost obiectivitate și m-am simțit foarte bine. Ce a fost mai greu pentru voi la concurs? N-a fost greu, totul a fost mai simplu. Nu pot să zic că este o anumită chestie care a fost mai grea pentru mine. Totul a fost simplu. Da, exact. Eu m-am descurcat. Adică... Atunci când omul face ce îi place, na, nu există imposibilul. Îți dorești să continui cariera de model? Da, desigur. Dar cum combini tu școala cu activitatea asta? Păi, nu știu, dacă sincer, mă strădui și eu să nu lipsesc foarte mult de la școală, dar îmi place să practic modeling-ul, așa că voi lua orice oportunitate care mi este frumos în față. Ia să trecem și la alte colege. De exemplu, uite, știi că cariera de model presupune anumite sacrificii. Trebuie să renunți la anumite tipuri de mâncare, sport, multe alte activități. Ești gata sau deja ai renunțat la aceste activități? Preia microfonul și povestește-ne. Cum e să fii model?
Da, cu siguranță, un model presupune, nu trebuie să fii doar frumoasă, așa, dar trebuie să fii și inteligentă și să dispui de anumite calități care se caută în acest domeniu. Cu siguranță am renunțat la dulciuri, am început a face sport și mă strădui să am un ritm de viață cât mai echilibrat. Nu ți-e dor de o felie de tort așa, bun? Spre seară, savura cu un ceai, de exemplu. Cu siguranță. Sunt și așa momente, însă ne străduim să ne conducem după o dietă echilibrată. Mă, perfect. Eu sunt convins că la un concurs de frumusețe nu întreabă despre fizica cuantică, no, valența anumitor elemente și din tabelul lui Mendeleev. Acum vreau să te întreb și pe tine. Cât îți este de ușor? Ce sacrificii ai făcut în favoarea modelingului? Primul sacrificiu care l-am făcut este renunță, cum a spus și Denisa, la dulciuri. Să încep a mânca mult mai sănătos. Colegii voștri cum apreciază? Colegele, mai ales invidia? Nu, la noi în grupă nu este invidiu. Nu este invidie, nu, la școală? Nu. Din contra, vă susțin? Da, ne susținem unul pe părinții altul. Ce spun? Părinții la fel ne susțin. Foarte frumos. Bun, zic să trecem la bombonelele astea mici, pentru că sunt tare drăgălașe. O să mă dau așa. Salut, îți place să fii model? Îți place, Nica, să fii model, să defilezi așa pe covorul roșu? Nu-ți place? E, și e cu titlul de mis. Bine, hai să trecem și la celelalte, dacă îmi permiteți. Ție îți place să fii model? Abțin, da. Și o medalie. Da. Da? Ce-ți place mai mult? Să merg pe podul. Să porți hainițe frumoase. Știi și poezii? Da? La școală? Înveți bine? Foarte frumos. Dar ție îți place să defilezi pe podium? Da. Da? Se simte stofa asta de model la tine acolo, defilarea așa, grațiozitatea și toate celelalte. Bun, Adriane, te rog să ne mai povestești despre acest concurs. Câte cupe s-au luat sau sunt la prima etapă când aceste domnițe au ajuns la un astfel de succes? Da, în cazul nostru noi am fost cea mai mare delegație. Chiar dacă am participat prima oară Republica Moldova, am avut 6 modele. Deci e pentru prima dată când Republica Moldova a participat la un astfel de concurs. Și datorită cumva ție, hai să zicem. Am făcut reprezentantul național acestui concurs în Moldova și deja sunt responsabil să-i aduc acolo în fiecare an. Frumos! Deci e un pas mare pentru tine. Da, e adevărat. Și din 40 de concurenți, au fost de fapt 80 de modele, 40 de concurenți, dintre care 20 de cupe. Și dintre care 6 sunt ale noastre. Cu cine a fost mai greu să concurați? Care au fost cele mai aprigi țări? Așa, pentru... De fapt, toți au fost foarte bine pregătiți. Adică așa. Fiecare a știut de unde vine și ce să facă. Noi mai puțin, de fapt, am știut, pentru că a fost primul nostru concurs. Majoritatea deja au venit și prima și a doua oară. De asemenea, nu am mizat ca și la Mr. Planet pe titlul cel mare, pentru că eram prima dată, dar uite că am reușit să luăm titlurile cele mai mari. Din prima dată să fie așa cu modestie, să nu cunoști foarte multe lucruri și să iei atât de multe titluri, e un succes, zic eu, remarcabil, da, și pe această cale chiar ți urez succes, pentru că ziceam și o să reiterez că ești un om care simte acest lucru și cu siguranță va duce valoarea și faima Republicii Moldova acolo unde este locul. Îți mulțumim pe această cale, mulțumim și vouă, fetelor, succes în tot ceea ce faceți, să vă vedem la prezentări mari de modă, chiar și pe la Hollywood, pe acolo, adică, pentru că aveți un profesor din ala de talie internațională. E important să depuneți mult efort, pentru că nimic nu vine așa, simplu. Adică totul este cu mult efort. E adevărat. Deja fetele pleacă la Paris și la Milano chiar în următoarele săptămâni. Etapa următoare este Paris și Milano. Da. Mamă, capitalele modei, cum ar veni. Exact. Într-un fel sau altul. Succes, fetelor! Dați-mi voie să las microfonul ăsta și zic să vă dau așa câteva aplauze, vă gărdea la mine. Aplaudați-vă și voi, pentru că meritați din plin acest titlu. Succes pe viitor, fetițelor! Pa, pa, ne revedem! Vă aștept data viitoare să ne povestiți despre alte concursuri. Ne-am înțeles? Bine. Ne-am înțeles. Mulțumim și lui Adrian.